Și atunci, cu atât mai mult, pentru mediul de afaceri este clar că e nevoie de pachete întregi, de căi, de instrumente, de programe de sprijin. Niciodată nu vor fi de ajuns. Am avut o primă discuție, sper să o continuăm aici de față cu toți, ceva mai devreme. Însă încercăm. Una dintre ele poate insuficientă dacă acea măsură s-a pornit cu adoptarea acelei ordonanțe de urgență acum aproape o lună de zile, prin care încercăm să dăm o predictibilitate și o stabilitate către mediul de afaceri, măcar în ceea ce privește acele utilități gaz și energie electrică, prin acea plafonare până în aprilie viitor. Evident, cu costul bugetar. Pe de altă parte, pentru mari agenți economici am adoptat o ordonanță de urgență care stă la baza a 4 programe de garantare pentru practic aproape toată plaja de activități economice din România. IMM Prod pentru tot ce înseamnă industrie, Rural Invest pentru acele afaceri care sunt și vor fi dezvoltate în mediul rural, Garant Construct pentru că știm, stăm cu toți cum stăm cu problema construcțiilor și să aibă posibilitatea de a obține capital de lucru și nu așa numit IMM Innovation, adică până la urmă noi, ca țară, ca economie, ca să putem fi competitivi la export, trebuie să luăm cât mai multe dintre inovații, dintre invenții și să le transpunem în produsul final pentru a avea șansa să fim competitivi la export. Și toate aceste 4 programe, este drept, sunt doar programe de garantare care vor fi derulate prin fondul de garantare a creditelor pentru IMM-uri, se vor putea garanta credite de până la 10 milioane de lei, până la maximum 90% din această valoare. E un, sau vor fi, o parte din instrumentele de sprijin pentru mediul de afaceri. Acum, pentru afacerile noi, însemnând între 0 și 3 ani, avem pregătite 4 programe. Cel mai mare și de bază, practic, este o reeditare a programului Startup Nation, ediția 3-a, cu 10.000 de beneficiari. Din păcate, neavând resursă bugetară tot cu acea sumă de 200.000 de lei, cu anumite condiții noi, le putem dezvolta ceva mai încolo, dar aș vrea să am timp să le enumăr pe toate și eventual să vin cu un răspuns la vreo solicitare dumneavoastră să spun ce înseamnă aceste programe. Și vor mai fi 3 programe de nișă, dacă doriți, pentru start-up-uri și atunci unul dintre ele va fi pentru diaspora, cu 1.000 de beneficiari, unul pentru femeia antreprenor, tot 1.000 de beneficiari și un alt subprogram sau program pentru afaceri la început de drum care se adresează dumneavoastră studenților. Acum, în alt plan și primul dintre ele, noi, așa ca să fac o mică prezentare, pentru a fi foarte rapid în implementarea programelor, toate se vor derula prin platforme digitale. Aceste platforme sunt gestionate de STS, este acea instituție a statului specializată. Suntem într-o perioadă în care cei de acolo sunt extrem de solicitați pentru că există niște urgențe pe PNRR. Cu toate acestea, într-un final, am convenit zilele trecute programul, ca să știm și noi exact, să știm și vă comunicăm dumneavoastră programul de lansare a acestor programe. Drept urmare, primul dintre ele, Startup Nation ediția a treia, ar trebui să întâmple pe data de 17 mai. Noi deja îl avem programul maturat, este în dezbatere publică, îi vom da varianta finală prin ordin de ministru, suntem pregătiți doar platforma să fie constituită, să facă verificările de lucru, iar pe 17 mai îi vom da drumul. Tot în cursul lunii mai vom da drumul unui program, se numește microindustrializare, cu granturi de 500.000 de lei care pot fi cu cofinanțare între 15 și 25%, dar care se adresează agenților economici mai vechi, care au nevoie de capitalizare. În cursul lunii iunie, cred că vor urma la rând alte 4 programe. Unul dintre ele va fi pentru activitățile complementare, dacă vreți, industriei, adică pentru comerț și pentru servicii, cu condiții asemănătoare, dar acolo granturile vor fi de doar 300.000 de lei. Vom da drumul unui program sau vom derula un program care să stimuleze aducerea de turiști străini în România. Se va numi Incoming, va însemna o premiere a agențiilor de turism care vor aduce cât mai mulți turiști în România, considerând această activitate drept un export de servicii turistice.
Ministerul are undeva la una din bănci o sumă de bani nu foarte mare, cred că în jur de 50 de milioane de lei, care va sta la baza unui program intitulat Credite cu dobândă subvenționate pentru mediul de afaceri. De asemenea, avem în vedere cel puțin două programe adresate domeniului turismului, dar doar pe componenta balneară. Unul dintre programe se va adresa operatorilor privați, care vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro, reprezentând doar 50% din valoarea unei investiții, iar celălalt program se va adresa susținerii administrațiilor locale, cele care au pe raza lor astfel de stațiuni turistice, pentru a putea face o dezvoltare locală. Sunt multe alte lucruri și programe pe care intenționăm să le desfășurăm în cursul acestui an. Eu v-am enumerat aici câteva dintre ele. În final sunt aproximativ 10 sau 12 programe. Sper să reușim să le derulăm pe toate. Dar ele erau angajamentul nostru ca minister din cadrul Guvernului prin program de guvernare pentru o perioadă de 3 ani. Situația specială, extraordinară în care ne aflăm, ne-a determinat și pe noi, cei de la minister, în conlucrare directă cu Direcția de Specialitate și cu agențiile din teritoriu, să apelăm la înțelegerea domnilor lor să pregătim aproape toate programele propuse sau asumate prin program de guvernare, să le putem lansa în cursul acestui an. Vă mulțumesc, vă stau la dispoziție, dacă e posibil să vă răspund la cât mai multe întrebări. Dacă nu, le notez și trimit ulterior răspuns. Mulțumesc! Sunt permiteți să vă rog, domnul secretar general al Consiliului Național al Întâlnirii de Mici și Mijlocii, domnul Stere Fugurea, să ne adreseze și el câteva cuvinte înainte de a pregăti întrebările pentru domnul ministru. Vă rog, domnul secretar general. Am să stau și pe scaun cu ăsta că este prieten cu toții și cred că e o atmosferă mai prietenoasă, așa, mai ales noi care suntem antreprenori, știm să fim prieteni cu alții, știm să fim direcți și știm să fim, bineînțeles, aplicați în ceea ce înseamnă nevoile noastre. Noi, cei de la Consiliul Național din Întreprinderi Private Mici și Mijlocii din România, suntem cei care organizăm de fiecare dată analize, de fiecare dată venim și cu propuneri, fapt pentru care sunt fericit că, și sunt mulțumit că această școală de excelență în turism și antreprenoriat este una care se va dovedi de succes. Felicitări tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei școli și zic eu, exemplul de bună practică și de colegialitate între Camera de Comerț și Patronatul IMM este unul de succes și trebuie promovat la nivel național, unul care, bineînțeles, poate fi folosit și de către colegii noștri mai tineri din regiunea dumneavoastră pentru a înțelege ce înseamnă toleranță, înțelegere, respect și, bineînțeles, profesionalism în antreprenoriat. Felicitări organizatorilor, am să-i enumăr pe colegii mei din zonă că așa sunt domnul Ignea, domnul Ionescu și, bineînțeles, domnul Duma. Am ascultat ce ne-a transmis domnul ministru și, așa cum vă spuneam, toate analizele pe care le-am făcut la nivel de Consiliu se bazează pe răspunsurile dumneavoastră ale antreprenorilor. Sunt convins că ați spus și dumneavoastră de-a lungul timpului tot felul de chestionare pe care trebuie să le completăm și să le răspundem, dar asta nu fac decât să avem un rezultat foarte bun și să știm care sunt nevoile mediului de afaceri. Să știți că anul acesta, cele două chestionare pe care le-am derulat de la începutul anului, aveau ca rezultat final nevoia de fonduri europene. Proporție de aproape 65% dintre respondenți spuneau că au nevoie de fonduri europene, aveau nevoie de granturi, aveau nevoie de finanțare. Îmbătați de soarele din Podgoria dealul mare. Strugurii de pe plantațiile Ferruccio dau cele mai rafinate vinuri. Fie că vei alege un Cabernet Sauvignon, o fetească neagră, un rosé sau un Sauvignon Blanc, te vei bucura de o experiență extrasenzorială pe care nu o vei uita. Pentru că în fiecare sticlă am surprins bogăția pământului și dărnicia soarelui. Ferruccio. Pentru momente plăcute.
s-a deschis în Ploiești. Mile și Lip Hair se unesc într-un singur loc, în magazinul PCF Premium Shop din Ploiești. Descoperă gama de electrocasnice premium de calitate germană cu design elegant, intuitiv. Te așteptăm pe strada Toma Caragiu, numărele 2-4 și online pe pagina de Facebook PCF Premium Shop. Împreună cu colaboratorii noștri am deschis în orașul Ploiești un magazin concept care unește două mărci premium de electrocasnice, Miele și Liebherr, o familie de mărci germane de calitate excepțională. În magazinul deschis pe strada Toma Caragiu, numărul 2-4, clienții pot vedea o selecție din cele mai vândute electrocasnice, frigidere, mașini de spălat rufe, uscătoare, mașini de spălat vase, aspiratoare, expresoare. Au fost blocate programele anul trecut, trebuie să recunoaștem treaba asta, că tot ce s-a întâmplat cu programele de, pentru mediul de afaceri derulate de fostul ministru au fost blocate efectiv. Pentru care a trebuit să supraviețuim. Și am supraviețuit, că dacă nu supraviețuiam, nu eram așa de mulți în sala asta și vă mulțumesc că sunteți atât de mulți aici și demonstrați că vă interesează viitorul business-ului dumneavoastră. Ce e important este următorul lucru. Avem nevoie de aceste programe, dar avem nevoie de predictibilitate, avem nevoie de rapiditate și avem nevoie de eficiență în implementarea lor. Am văzut lansat un nou program de sprijin pentru economie zilele trecute de 17,3 miliarde. Sunt programe vagi, nimic concret încă, deși ne-am fi așteptat ca măsurile din programul de guvernare să fie deja implementate. Suntem, așa cum a zis și domnul ministru, la 5 luni de momentul în care avem acest minister. Mă bucur că nu mai lansăm programul Startup Nation pe 29 aprilie. Săptămâna trecută colegii dumneavoastră au anunțat că va fi pe 29 aprilie, era vinerea înainte de 1 mai. Nu știu cum se întâmplă, de fiecare dată lasăm programele, ba trăiesc de Crăciun, ba în perioada asta. Acum domnul a confirmat că va fi pe 17 mai și este foarte bine. Ne dorim să fie 10.000 de firme finanțate. Știm că bugetul deocamdată sunt doar pentru 2600 și sunt convins că se vor duce mai departe de mersurile astfel încât să se găsească resursele pentru cele 10.000 de firme. Iar pentru programele de microindustrializare și comerț servicii, unde banii sunt puțini, chiar dacă suma este mare, poate acea componentă de achiziție de spații comerciale va fi eliminată, ca să nu canibalizăm acest program, pentru că altfel vă dați seama că se va duce la cofinanțare de minim 60%. Ne aduce o anumită de vechea măsură 3, ce s-a întâmplat în aplicabilitatea ei. Și nu în ultimul rând, ce aș vrea să spun este că programele pentru mediul de afaceri, într-adevăr, cele care sunt operaționale și funcționale, sunt cele 4 de la fond de garantare, Inventrod, Garant Construm, bazate, bineînțeles, pe IMM Invest, Acel Innovation și Rural Invest. Și pentru că am avut o discuție înainte, nu vreau să trec mai departe fără să spun de faptul că avem nevoie de respect, avem nevoie de legislație care să le respecte munca, așa. Multă, puțină, cât am făcut atât noi să o ducem de 30 de ani și felicitări Universității Petrol și Gaze pentru 30 de ani de activitate. Să știți că și noi, cei IMR-uri, am acesta să vădurim 30 de ani de la înființare, deci suntem de o vârstă. Deci poate nu părem așa. 70. Da, după mai corect. 74. Și spuneam de respect și mă întorc încă o dată că am avut discuția asta și insist. Toți antreprenorii trebuie să cunoască faptul că există și trebuie aplicată legea prevenirii. Aveți dreptul să o folosiți. Trebuie să o cereți de fiecare dată când vine un organ de control, pentru că de acolo pleacă primul lucru în ceea ce înseamnă respectul față de munca dumneavoastră. Ăsta e cel mai important lucru. Și poveste îmbucurătoare, astăzi domnul președinte a promulgat legea prin care beneficiarii măsurii 1 și 2 nu sunt nevoiți să dea bani înapoi. Deși am atras atenția că din ianuarie de acest subiect erau vorba de peste 5.000 de beneficiari la măsura 1 și nu știm încă, dar probabil că peste 1.000 de beneficiari în măsura 2 care ar fi trebuit să ramurseze aceste sume. Din fericire, astăzi s-a promulgat legea care spune și protejează și nu mai e nevoie să ramurseze aceste sume. Ce mi-aș dori este că, tot vorbim de predictibilitate, metoda folosită la Startup Nation să fie folosită și la beneficiari de măsura 2 și acolo discutăm de faptul că am fost sunați cu toții când era vorba de Startup Nation, când depui dosarul, când depui cererea de rambursare, când depui documentația să nu fii nevoit să pierzi banii. Din păcate, la măsura 2 nu s-a mai întâmplat decât sporadic și la măsura 1 deloc. Și atunci s-a întâmplat acest lucru ca colegii noștri să fie în situația asta câteva luni de zile de a trebui să ramurseze. Și vă dați seama, când tu ai cheltuit banii,
și trebuie să dai bani înapoi cu dobândă, cu tot e mai greu pentru colegii noștri. Cam atât am vrut eu să vă spun. Vă mulțumesc că sunteți atât de mulți, vă mulțumesc că existați și că supraviețuit acestor, spunem noi, 3 ani de pandemie și cea de-a 3-a pandemie în care suntem astăzi sau în situație de criză, poate nu pandemie, mult spus pandemie. Am trecut prin COVID, trecem prin situația energetică, acum trecem și prin problemele generate de războiul din Ucraina. Eu fiind de la Tulcea, sunt aproape acolo și să știți că resimțim foarte repede, dar valurile astea din cauzate de războiul din Ucraina se resimt toată țara până la Arad și, bineînțeles, până la Arad. Mulțumesc și felicitări organizatorilor pentru acest exemplu de bună practică care trebuie promovat la nivel național. Școala de excelență în Turiști ar trebui, cu toți avem nevoie să mergem la școală, indiferent că avem poate 16 ani, 30 de ani, 50 de ani, niciodată nu este prea tineri pentru a învăța continuu. Mulțumesc! Vreau să fim de la bun început interactiv. Mă rog. Da, într-adevăr, am discutat ceva mai devreme. Este foarte importantă acea lege a prevenirii. Ieri am avut o întâlnire cu colegul meu, ministrul economiei, și cu instituția de control din subordine, ANPC-ul, și cu reprezentanții din turism. Printre altele, sau eu, în ce mă privește, în special, le-am cerut celor de la ANPC, pentru că erau primii doi conducători acolo a instituției, să țină cont de această lege. Dar, într-adevăr, cu toții, și trebuie să apelăm inclusiv la media, să popularizăm existența acestei legi, pentru că acolo sunt aproximativ 400 de contravenții pentru care orice organ de control competent pe fiecare din contravenții în parte trebuie să avertizeze și să dea un termen de conformare agentului economic, care merge până la 90 de zile. Iar dumneavoastră, prin asociațiile dumneavoastră, patronale, profesionale, faceți cunoscut acest lucru și apelați. În momentul în care un organ de control nu respectă prevederea, reacționați. Inclusiv la noi, la minister. Vă suntem parte și, până la urmă, suntem interfața între mediul de afaceri și instituțiile statului. Vă rog. Vă mai dau o informație, o parte dintre dumneavoastră o știți. Noi am deschis comunicarea totală cu domeniile pe care le gestionăm. În afara acelor consilii consultative care sunt necesare prin lege, și pentru turism, și pentru IMM-uri, și pentru export, avem orice agent economic are posibilitatea să vină la minister cu orice problemă în a doua săptămână din lună, marțea. S-a întâmplat și săptămâna asta, de la ora 10 cu turismul, de la ora 14 cu IMM-uri. Pe orice tematică. Pe de altă parte, v-am povestit câte ceva despre câteva programe. Le facem împreună cu dumneavoastră și cu reprezentanții dumneavoastră, nu le facem noi. Pentru că am primit o observație pentru, spuneați dumneavoastră, să nu fie spații de comerciale, da? Nu, să nu fie achiziție. Achiziție de spații comerciale. Da, dar sunt păreri și păreri. Și, într-un final, am păstrat ca una din posibilitățile de a fi cheltuiți banii să fie și achiziționarea de spații. În concret, banii pot fi folosiți și este vorba și despre Startup Nation și despre microindustrializare și comercializare și așa mai departe. Ca să, mă scuzați, imediat că să vedeți, sunt mai multe categorii de achiziții ce pot fi făcute cu acei bani și anume, aici. Echipamente tehnologice, alea în primul rând. Spații de lucru, nu neapărat comerciale, așa scrie, spații de lucru, mijloace de transport, va fi un pachet pentru toate programele. 5.000 de euro obligatoriu pentru digitalizare. Mobilier, cursuri, inclusiv salarii. Aceste condiții, acele criterii de evaluare, țintele unde să fie folosiți banii au rezultat în urma discuțiilor cu reprezentanții dumneavoastră. Nu i-am lăsat pe cei de la Direcția de Specialitate și nu-i las nici măcar să ridicăm în dezbatere publică. Există niște proceduri până dai drumul la un program, nici măcar în dezbatere publică până nu se discută cu reprezentanții de domeniul respectiv. Și dacă dumneavoastră, prin reprezentanții, fie de la nivel național, fie de la nivel local, constatați că nu se întâmplă așa, semnalați. Și oprim, amânăm, trebuie să fiți parte, pentru că programele acestea, în viziunea mea,
care vin de la micul business, de la o societate cu 10 angajați, trebuie să fie de folos. Nu pentru că a visat un salariat dintr-un minister, fie el ministru sau director pe acolo. Este deschidere totală. Și ați mai ridicat o problemă, cea cu măsurile 1 și 2. Într-adevăr, lucrurile sunt grave acolo. La măsura 1, prima etapă, din 17.300 de beneficiari care au primit către 2.000 de euro, 3.900 au fost notificați să dea bani înapoi. Dar nu pentru că au vrut salariații, ci pentru că în ordonanța care se plătea la bază și în contractele de finanțare se stipula că trebuie îndeplinite anumite condiții minimale. Fac paranteza, măsurile au fost derulate prin platforme electronice și a fost foarte ușor să te înscrii. Și trebuiau câteva lucruri. De urcat pe platformă, chitanțele, facturile și un document numit raport de progres. Pentru măsura 1 era un termen de 90 de zile, pentru măsura 2, unde granturile mergeau până la 200.000 de euro, era un termen de 180 de zile. Acum, realitatea e următoarea. 17.300 au fost beneficiari, 3.900 au fost notificați, toți ceilalți și-au făcut treaba. Totuși au avut 90 de zile. Păi, noi am făcut analiză. Când am aflat de acest lucru, i-am rugat pe colegii din minister să-mi dea evidență, să vedem ce Dumnezeu s-a întâmplat acolo. Și am constatat, puține aveau întârzieri mici, de una, două, trei zile, o săptămână. În marea lor majoritate aveau întârzieri între 100 și 300 de zile. Păi, e greu de înțeles. Din păcate, făcând analiza la ce s-a întâmplat, că au fost plătiți doar primii 13.000 de beneficiari din măsura 2, pentru că, așa cum vă spuneam, noi plătim acum ultimii aproape 3.000 de beneficiari, din 13.000 deja am făcut 3.200 de notificări pentru a returna banii. Din același motiv. Și totuși, multe dintre firme au avut consultanți. Mă întreb ce au făcut. Cum? Păi în partea de consultanță stă și partea de implementare, nu? La măsura 2 partea au avut. Cu atât mai mult. Ce au făcut acei consultanți? Ei, pornind de la aceste sesizări, am avut mai multe discuții și în urma unei astfel de discuții, premierul a dispus să găsim o soluție. Ne-am întâlnit cu cei de la MIPE care au asigurat banii europeni. Noi, finanțele, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, mă rog, și am imaginat o soluție, dar care, din păcate, nu e ideală, să știți. Soluția a fost... Două secunde să vă explic și o să vedeți de ce nu e ideal. Pentru că mai avem doar două săptămâni. Și s-a convenit în felul următor. Să se repună în termen toate societățile care au fost notificate, dar până la 30 aprilie să depună acel raport de progres întârziat. Și atunci au posibilitatea să primească banii înapoi.